N-are cum să iasă Simona și la film și pe să ducă și la... Și Roxana încă o dată la... Biliard. N-are voie. Și nu mai pot, frate, nu mai... N-am văzut așa oameni, pe bune. În viața mea. Amin. La 2, la 3, trebuie să iasă toată lumea. Da. Mama, n-aveam noroc să suntem numai noi, toate alea. Dar chiar nu să ai văzut la cafea, mă? Pă cine, mamă, nu te mai văd, dar. Din cauza ta n-am pus să merg. Cauza mea? Pă ce, am știut ceva? Ce, nu te duci? Păi mi-a zis acum de mers. Bine, atunci du-te. Păi lași omul la trecut fără să știe, mă, la trecut fără să știe, mă, păteu. Hai că, tocmai asta e. Da, o să te ducă Nicolae acum, ce vrei? Păi acum e Nicolae, a scrie lista, de ce vă răzgândiți? Dar nu am spus că mă răzgândesc, doamna Maria. Pentru că și Nicolae s-a răzgândit prima dată. Da, e. Să dea foaia înapoi, se... Hai, că tu ești ucită, Elena, Ionela, acum. Doamna Maria, nu știu! Nicolae, lasă pe de încolo, de paie, lasă așa. Păi cu ce sunt eu vinovată, doamna Maria? Lasă-mă, doamna Ecaterina, îmi pace, că nu ta, păi eu îi spune că sunt eu sucită. Du-te, mă, acasă. Când s-ar zice, eu nu ieșeam nicăieri. Deci la ieșire Nicolae, câștigător, ieșire cafenea, e doamna Maria Nicolae. Și așa că tai acolo și scrie-mă pe mine. Mult mai fericită. A început să-mi placă competiția asta. Da, și mie. Serios. Dar ce-mi place. Și mie la fel. De-abia acum începe competiția pentru mine. Exact cum au zis unele persoane ieri, că de-abia acum începe competiția. Să vedeți când vor veni de la cumpărături, ce o să fie. Circ? Normal, îți dai seama. O să seama. Fie circ fără bani. Te dezamăgită de cineva și stați. Da, normal că sunt așa. Nu mă așteptam. Da, să vă fac un masă. Anișoara, dacă ei picau de acord, te o să duc acolo nu, și deci iar. Nu, deci nu, chiar nu vreau să nu... să stea acasă. Lasă copiii acasă. Eu oricum am zis că nu mă duc, deci în prima vreau, am zis Nina, că deci nu am nimic nici cu tine, nici cu doamna Maria, deci nu vreau să stea acasă. Mă, Nina a gândit că ea mi-a zis mie. Nina mi-a zis mie. Că deci da, dragă, am înțeles, deci nu e nicio problemă. La cum vorbește doamna Maria, e normal să ei sunt de București să duc oricând când dorești și de aici. Oricum e urâșașa, să te duci mama cu fiul la cafea. Păi corect că este, dar cu cine vrei? Că noi eu eram cu Ecaterina, nu vedeți cum s-a făcut aici? Tocmai de-aia am și zis. Păi de-aia am și zis, vedeți? Doamna Ecaterina n-a mai vrut, că nu a vrut. Eu n-am treabă să mă duc la nicio cafenea, nici am zis. Atâtea probleme. M-a intimidat o leacă, Ionela. Cine nu dau lucru la nimeni, ce gata? Păi să zice Nicolae singur. Dar nu a spus cineva să dați dumneavoastră lucru la cineva. Dacă atâtea ieși niște discuții aiurea... Păi din cauza cuia au ieșit discuția? Din cauza ta. Din cauza mea? Aveți dreptate că am sărit într-un picior prin casă că vreau să mă duc, nu? Tu, că ai zis că vrei să te duci, când ai auzit că te o să duci. N-ai fost la ce să vezi ce i-a zis Nicolae? Ai fost când i-a zis Nicolae? Moș. Să ducă să închirieze. Să închirieze muș? Da, ai, da, ta singură, Ecaterino. Ai văzut, țineți cont ce zici. Mireasă pe